Bună dimineața! S-a trezit dulceața! Un nou vlog. Mergem la astăzi la Spina Longa. Spina Longa, cum merge către autobuz în ea. Și mergem să vedem alte insulițe. Și port. Și port și multe chestii faine. Am mâncat, ne-am trezit și noi. Am mâncat. Ne-am băut cafeluța. Și acum mai dăm bice. Că ce să și faci? Am zis să plătim și noi un traseu de ăsta suplimentar, o mini excursie. O costa 65 de euro per persoană. Toată ziua? Toată ziua, bineînțeles. Acum la 8:40 avem elebus și ne întoarcem de seară pe la 9, cam așa. Deci, hai cu noi să ne distrăm, că de-aia am venit aici. Să ne distrăm, să ne bube fălcile. Dacă tot stăm pe barcă, băgăm și o corona, și o priveliște, și o apă superbă. Uite ce albastră e. Albastră, 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 nu așa. Albastră, de la plană. A, da. 5 euro mai târziu. Foarte fain. De cam bălăng rețuruc, că bărcuța, dar e ok. E ok, funcționează. Stomacul funcționează, chiar dacă am mâncat azi dimineață, n-avem treabă. Merge. Abia aștept să facem baie. A, da. Eu am venit pe circuitul de Spina Longa. 65 de euro. Mișto. Facem cam 45-50 de minute cu vaporelul. Cheers!
ajuns și în cetatea din Spina Longa. Și o căldură. Hai de capul meu, omule. 40 de grade pe puțin. Am intrat pe aici prin tunelul ăsta și așteptăm acum să ne vine doamna ca să ne prezinte pe aici. 8 euro intrarea. Și căldură cât cuprinde. Dar măcar arată drăguț. Pe partea dreaptă sunt clădirile venețiene, iar pe alea principală era setat, era pus marketul, piața, de unde cumpărau alimente aduse cu vapor o dată pe săptămână. Dar de unde aveau bani? Aveau bani, dar trebuia să... Dar de unde aveau? Cum îi făceau? Adică... Îi aveau de tine. O expoziție de poze aici. Și nu e soare, dar e una dușoală, doamne. Spitalul, clădirea de după copaci. Aici sunt tancurile de apă unde păstrau apa, biserica și aia e brutăria. Biserica puteți intra, este aceea Sfântului Pantelemon, cu icoanele și altarul. Deci aici se ascunde apa aia cristalină pe care o vedem noi în toate pozele din Grecia. Aici și multe alte părți, probabil, da? Curată. Și multă mizerie la mine pe obiectiv. Unu, doi, trei. Trei culori cu roz pe nume. Numai că sunt trei tipuri de albastru. Deschis, turcoaj, albastru. Uite, 1, 2, 3. Cât de tare! Cât de frumos! Cât de cald! Cine vrea multe poze, nu mai pot le și crăp aici!
Hai să-i facem poze. A, da, și încă o chestie. Dacă nu mi-a foc GoPro, apare și video ăsta. Dacă mi-a GoPro foc, nu mai apare video. Arde într-un hal. Ochiuri fac pe el, ochiuri. Da. Am venit până aici să mai vedem patru stânci, tri pietri și chinul de pe lume că ai apa lângă tine și nu poți să te arunci în ea. Da. Și la umbră cald și la soare și mai cald și pe sub cald și cald și cald și nu mai pot bag ceva în ea căldură. Aștept Crăciunul să vină răcoarea. Să mă bucur de frig. Cu haină groasă pe mine. Hai să vedem ce mai pe aici. Exploratorii pământului. Wow. Wow. Chiar că wow. A, da. Și încă o chestie pe care n-am menționat-o. Probabil partea asta de video să apară înainte la restul. Pe insula asta stăteau leproși. E a doua cea mai vizitată cetate din insula Creta. Adică insula Sina Longa. Exact așa cum o zis ea, un pic leșinată de căldură. Gata. Ne dăm jos. Să facem băiță și lângă noi sunt. Pești! Notăm cu pești! Măcar aici e mai răcoare. Hai să vedem. Sărim și de pe barcă? Nu. Reacția asta o așteptam. Nu. Update a zis că e mai răcoare, nu? E la fel de cald. Mori încet. Și nu mă lasă să sar din vas. Nu se poate. A, și ăsta e grătarul. Au băieții acolo un grătar mare. Și albastră! Uite, exact așa puteam să sar și eu. Femeile astea. Mamă, deci arde soarele și umbra e canci. Zero umbră. Cam așa arată zona. Sper să nu ne ardem, că dacă ne ardem, îmi bag pixul și merem la vapor și ne aruncăm de el. Cu tot cu vapor ne aruncăm și gata. Oricum nu cred că stăm mult, vreo jumătate de oră cam așa și ne duce spre vapor, că prea arde să arde. Și ne ardem. Ne ardem. Așa, cam așa ne arde. Cum e? E lângă rece. Da, mare. Vă zic că este lac. Mamă, stai că-mi trebuie de gât. Greu cu copiii ăștia. Hai să facem scuba! Foarte mare apa aici, nu ating. Nu știu, 5, 6, 7 metri, nu știu cât are, dar e ceva pe jos și vreau să vă arăt.
nu știu dacă se vede. Uite că trebuie să țin un pic și echilibru. Că de mă duc la fund, cu tot cu camera, îi dau drumul să se ducă. Ce? Hai că-ți dau camera imediat acum. Mă duc să duc GoPro-ul la Eliza. Am ajuns în port. Bineînțeles, la dată. Mișto. Și parcă nu mai e chiar atât de cald.